Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit pune la dispoziția fermierilor în perioada 3-28 septembrie 2012 fonduri europene nerambursabile pentru finanțarea proiectelor de irigații și lucrări de îmbunătățire funciare. Fondurile în valoare totală de 25,5 milioane de euro sunt alocate prin măsura 1-2-5 și pot fi solicitate pentru investiții în modernizarea sau retehnologizarea sistemelor de irigații, inclusiv pentru stațiile de pompare sau de contorizare, precum și pentru lucrări de îmbunătățiri funciare care să asigure funcționarea optimă a sistemelor de irigații. Aceste tipuri de investiții pot primi până la 1 milion de euro, sumă care acoperă 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate. Pentru investițiile de utilitate publică ce deservesc doar o parte din comunitate, sprijinul financiar nerambursabil este de 75% din totalul cheltuielilor eligibile. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăși 750.000 de euro pentru un proiect. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin măsura 1-2-5 este de 5.000 de euro. Această sumă reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului. Prin această măsură de finanțare se acordă fonduri nerambursabile pentru creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea provizionării cu inputuri și o mai bună valorificare a produselor rezultate. Se are astfel în vedere diminuarea riscului și incertitudinei în agricultură prin reducerea incidenței fenomenelor naturale. În aceeași măsură, investițiile finanțate prin această măsură vor contribui la ameliorarea calității mediului și la diminuarea surselor de poluare. Până în prezent, pentru măsura 1-2-5, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a selectat pentru finanțare 465 de cereri, prin care s-au solicitat 524,33 de milioane de euro. Dintre acestea, 48 de proiecte cu o valoare de 62,21 de milioane de euro prevăd investiții în infrastructura de irigații.